Suntem în punctul în care în notele și în notele dumneavoastră este punctul numărul 3, întrebări pentru cei ce contemplează sinuciderea. Avându-se în vedere că fenomenul este atât de alarmant, cum am spus, în America, cel puțin în lista primelor 10 cauze de moarte, sinucidere este pe locul 10, 35.000 anual se sinucid, 2.000 încearcă zilnic, 85 sfârșesc prin a se sinucide. Păstorii, consilierii spirituali, psihologii, psihiatri au cercetat îndeaproape fenomenul ca să cunoască, să poată să ajute și s-au formulat câteva întrebări care pot să fie de mare ajutor în detectarea, în depistarea celor ce contemplează să se sinucidă. Sunt întrebări pe care soția îi le poate pune la soț, dacă soțul este în depresie, soțul la soție. Le poți citi singur, păstorul le poate adresa, consilierul spiritual. Și ascultați întrebările. În cazul în care vi se pare că seminarul prezintă interes pentru dumneavoastră, cel puțin și lecția aceasta, cunoașteți situații dificile sau ați observat chiar la dumneavoastră în casă anumite aspecte, eu pot să vă dau notele mele, pentru că notele mele sunt detailate, să le aveți, să le citiți cu întrebări, că îmi sper că întrebările nu le-am pus în textul dumneavoastră, nu? Nu, în notele, n-aveți întrebările acolo, nu? Nu aveți. Ia auziți întrebările. Întrebări pentru persoanele afectate. 1. Te simți ca și când ai vrea să-ți faci rău? Deci, vezi ce răspunde la întrebarea aceasta. Dacă da, deci 2. Dacă da, la ce anume te-ai gândit? 3. Ai dorit vreodată să mori? 4. Când a fost ultima dată când ai avut acest gând? 5. Ai contemplat cum ai proceda să-ți iai viața? Cam la ce te gândești? 6. Ai arme în casă? Sunt arme în casa voastră? 7. Dacă da, sunt acestea sub lacăt și cine are acces la ele? 8. Ai încercat în trecut să-ți faci rău? Cum și când? 9. Ce vârstă ai? 10. Este o întrebare specifică pentru femei. Ascultați bine, surorilor și bărbații, trebuie să știe lucrul acesta. Ai născut recent? Pentru că foarte multe femei, după naștere, trec prin ceea ce se numește the postpartum depression, o stare de depresie foarte acută. Tocmai de aceea, țineți minte, poate 7, 8, 10 ani în urmă, în Texas, acea femeie care născuse, la câteva luni după ce a născut, toți cei 5 copii și ea înecat. Postpartum depression. 11. A murit cineva recent în familia ta? 12. Ai consumat droguri sau consum mereu alcool? 13. Dacă da, când ai folosit ultima dată droguri? 14. Ați avut în familie cazuri de sinucidere? 15. Dacă da, cine a fost? 16. Ce vârstă aveai când s-a întâmplat acest lucru? 17.
ce s-a întâmplat și știi cumva de ce? 18. Este cineva asupra căruia ai vrea să te răzbuni? Ești supărat puternic pe cineva? Te-ai gândit la sinucidere ca la ultima formă de răzbunare? 19. Ce te descurajează mai mult când te gândești la viitor? 20. Poți să găsești un motiv major care să te motiveze să trăiești mai departe? 21. Ce ar face viața mai importantă pentru tine? Poți să enumeri cel puțin 10 aspecte pentru a trăi? 22. Unde crezi că te afli spiritual? Și 23. Crezi că Dumnezeu este interesat de tine? Setul acesta de întrebări descriu și descopere mult din viața celor în depresie, celor care trec prin crize și care ar putea contempla dacă răspund la ele. Apoi este un al doilea set de întrebări, întrebări pentru familie și prieteni. Sunt 17 întrebări. Ce vârstă are cel iubit de tine? 2. Suferă acesta de vreo boală sau de o condiție debilitantă, deci care l-a handicapat, a handicapat-o? 3. A pierdut prietenul, fiul, fiica, soțul tău pe cineva drag sau a trecut prin experiența nașterii, dacă e vorba de femeie? 4. Dacă nu, cunoști alte experiențe traumatice din viața lui, viața ei? 5. Este o istorie a sinuciderii în familia lui sau a ei? 6. Folosește această persoană droguri sau alcool? 7. Dacă da, a încercat să se oprească din consumul lor? 8. Ai văzut schimbări de comportament în cunoștința ta, în membru familiei tale, în soț, în soție, în mamă, în tată, în bunic, în bunic? 9. Dacă da, ce anume? 10. Se îngrijea persoana aceasta din punct de vedere fizic? 11. Se odihnea normal? Să știți că și lipsa de odihnă, dacă ești numai tot în foc continuu, în foc continuu, duce la depresie în final. Pentru că rezistența fizică scade, inclusiv cea nervoasă. 12. Ai observat cunoștința ta dându-și lucrurile personale și de valoare altora? Pentru că asta este un semn, când începe să le împarte, să te... 13. Părea ea neinteresată în viitor? 14. Ai auzit-o glumind despre moarte sau despre dispariții fără urmă? 15. Este persoana aceasta mânioasă, neiertătoare, răzbunătoare?
16. Crezi că s-ar răzbuna vădit pe cineva? Și 17. Ar fi sinuciderea o formă de răzbunare în gândirea acestei persoane? Sunt întrebări foarte profunde, întrebări care descoperă gândirea celor ce ar putea să fie contemplatori la sinucidere. Ajutând pe cei rămași în urmă, s-a produs sinucidere. Cei ce suferă cel mai mult acum sunt cei care au rămas în urmă, membrii familiei. Reacția poate să fie multiplă. Rușine, umilință, altă tentativă de sinucidere. Psihologia celor afectați direct de o moarte prin sinucidere poate fi observată în felul următor. Sunt într-o stare de negare, deși știu că s-a sinucis, cel drag din familie neagă-l cu acesta. Păi nu cred că s-a sinucis. Probabil dacă a fost cutia cu medicamente lângă el sau ea, nu înseamnă neapărat că le-a luat. Poate că s-a jucat cu pușca și din greșeală. Deci este o tentativă de negare. Un alt aspect la cei rămași în urmă, autopedepsire, se autoturturează. De ce n-am făcut eu ce știam să fac? O altă reacție este trecerea peste simțurile lor prin idealizarea celui sau celei care s-a sinucis. Este imposibil să nu ajungă în rai. N-a avut niciun defect, n-a avut nicio problemă. Idealizare. O altă reacție este familia caută imediat să se mute din casa aceea, nu mai pot trăi în casa aceea. Ei, oamenii aceștia trebuie să ajutați. Cum? 1. Prin încurajare să-și exprime simțirile și prin încurajare să vadă că acțiunea finală a fost acelui sau celei care s-a sinucis, nu a fost acțiunea lor. Deci trebuie scos din mintea lor, trebuie ajutat să scos din mintea lor această învinovățire continuă. Un alt fel de a-i ajuta pentru vindecare este încurajați-i să-și aducă aminte de ultima întâlnire frumoasă cu persoana care s-a sinucis. Să prețuiască acele momente frumoase. Un alt pas de vindecare, de ajutare al familiei rămase în urmă, este educației să vadă că realitatea de acum este cea care este, nu este altă realitate. Faptul s-a produs. Și apoi cel mai bun ajutor pe care poți să-l faci pentru o familie care trece prin astfel de traume este aceasta. Nu vă angajați în explicații fanteziste, cu promisiuni că eu mai știu nu știu ce, nu știu unde și este imposibil să nu fi mers în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că asta este întrebarea cea mai mare. A murit mântuit? Spune, nu știu, nu cunosc. Nu dați speranțe false la nimeni. Că după aceea se mai întâlnește cu altcineva cu care va discuta subiectul acesta și îi va spune contrar la argumentul pe care l-ai dat, că toate sunt bune și ai răvășit familia aceasta. O poți ajuta în drumul ei spre a contempla la rândul ei sinucidere. Nu faceți afirmații gratuite și neadevărate despre cel care și-a curmat viața. Pași spre vindecare. Cum putem ajuta la vindecarea? Sigur, noi vorbim de vindecarea celor care au avut tentativă de sinucidere, dar n-au murit. Primul pas. Caută ajutor imediat.
Dacă sunt manifestări de sinucidere, tentative de sinucidere, caută ajutorul imediat. Și uitați care este ajutorul. Sigur, ajutorul nostru este în copiii Domnului, ajutorul nostru este Dumnezeu. Caută ajutorul bisericii. Dacă nu vrei să spui bisericii lucrul acesta, anunță biserica și spuneam o cauză foarte dificilă pe care vreau să o aduc înaintea Domnului. Deci poți să spui lucrul acesta. Dacă ai 2-3 prieteni care crezi că știu să țină un secret, pentru că asta este marea problemă multora, împărtășesc ce problema cu familia aceasta de prieteni, roagă-te și postiți împreună. Deci Domnul și biserica și cei credincioși sunt primul ajutor. Apoi este poliția și autoritatea medicală. Trebuie anunțată poliția și autoritatea medicală. Nu trebuie să neglijat lucrul acesta, numai pentru că suntem creștini. Nu trebuie. Ce cumprinde acest pas, pe de altă parte, nu încerca să duci singur o povară care și-ar fi prea mare pentru tine. Dacă trebuie să duci la spital pe o persoană care a încercat să comită sinucidere și este într-o depresie acută, nu te duce singur cu persoana aceasta în familie, în mașină. Mai ia pe cineva cu tine. Nu te duce singur, că muriți amândoi. Poate avea o criză pe drum și muriți amândoi. Trebuie încă o persoană care să stea lângă voi și să vă ajute. Dacă persoana aceasta este sub influența drogurilor sau în stare de șoc, supraveghează-o continuu la spital. Al doilea pas. Revino asupra stării acestei persoane. Ce însemnează? Deci un follow-up. Caută să determini cu răbdare pe cel ce este suferind să semneze un contract între el sau ea, Dumnezeu și familie, că nu va mai comite fapta aceasta. Să știți că un contract scris are mai mare putere întotdeauna decât unul verbal. Tocmai de aceea a spus Pilat, ce am scris, se rămâne pentru toate veacurile, o vorbă se duce. Aceasta este o metodă de a determina la responsabilitate de sine și de familie. Dacă persoana aceasta din familie sau prietenul acesta a încercat să comite sinucidere și are încă ceva încredere în tine, vizitați ceva plăcut împreună. Rugați-vă împreună și cereți să se roage singură, vezi ce spune în rugăciune, pentru că de ce spune în rugăciune, de asemenea îți vei da seama unde se află în realitate. 3. Evaluează viziunea de tip tunel. Uneori criza poate fi rezolvată mai simplu. Persoana care a avut tentativă de suicid trebuie ajutată să regândească, să gândească larg și să-și coordoneze gândurile după cuvântul lui Dumnezeu. După cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 10 cu 5, Proverbe 23 cu 7. Și mai ales în traducerea nouă din Proverbe 23 cu 7. Sorina, totuși dacă puteți pune un text acolo pe ecran, Proverbe 23 cu 7, și în românește și în engleză, amândouă să le puneți când... În engleză este mai reușită, dar dacă vă uitați în traducerea Cornilescu literal, veți observa. Căci el este ca unul care își face socoteala în suflet. Zice acolo, zice, mănâncă și bea, va zice el, dar inima lui nu este cu tine. În engleză, for as he thinks in his heart, cum zice? So is he. Cum gândește în inimă, așa este în realitate, în fapt. De aceea acești oameni trebuie să ajutați să se regândească. Să regândească. Și dacă în inimă li se poate introduce un gând pozitiv, așa vor fi. Dar dacă în inimă tot timpul au eu sunt inutil, sunt inutilă, sunt o povară, sunt un handicapac, sunt neiubit, neînțeles, neînțeleasă mereu, atunci reacția va fi
exact cum gândește în inimă. Ajutor din cuvântul Domnului. Câte vreme un om este în viață, atâta vreme își poate găsi pacea cu Dumnezeu. Pacea cu sine și pacea cu semenii. 1 Samuel 31:4. Saul a zis atunci celui ce îi ducea armele: scoate-ți sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești niteați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cel ce îi ducea armele n-a voit că ce era teamă și Saul a luat sabia și s-a aruncat în ea. Deci studiază cuvântul Domnului cu astfel de persoane și realitatea pe care trebuie să o observe și pe care trebuie să o observi tu, în primul rând, este aceasta. Când ești de sub ungerea divină, nu mai ai niciun refugiu la care să te duci. Pentru Saul, ceea ce prima era gelozia, ura, răzbunarea, consultarea celui rău. Este normal că în momentul în care este acum în criza cea mai mare pe câmpul de luptă, nu se poate consulta cu gelozia, cu ura, cu răzbunarea, nici cu cel rău. Că cel rău îi spune: ia-ți viața, ia-ți viața. Că nu o fi Dumnezeu așa de rău. Dumnezeu nu este rău, Dumnezeu este bun. Răi suntem noi prin ceea ce facem. Dacă o persoană comite sinucidere, sigur, după cuvântul Domnului, întrebarea este aceasta: moare mântuită sau moare nemântuită? Răspunsul este acesta, frații mei. În principiu, moare nemântuită. Moare nemântuită. Acesta este răspunsul. De ce? Pentru că persoana aceasta se încadrează în legea pe care a dat-o Dumnezeu: să nu ucizi. Și când spune să nu ucizi, este vorba de viață omenească. Deci, ori este viața personală, ori este viața semenului, să nu ucizi este împotriva legii lui Dumnezeu. Și atunci sinucidere este împotriva legii lui Dumnezeu. Există însă două circumstanțe în care una din ele se vede că este clară, este evidentă, cu privire la viitorul etern, iar una este discutabilă din perspectivă medicală, psihologică, emotivă. Și anume, sunt... Chiar am primit nu de mult un e-mail, fratele Emil mi l-a direcționat. Nu știu dacă îl mai țineți minte, frate, că v-ați uitat pe el, spunea această întrebare. Zicea: avem în familie un copil handicapat sau cunoaștem o persoană handicapată mental. Fiți atent, întrebare foarte inteligentă. Și întrebarea este aceasta: ce facem că are 20 de ani și nu putem să o ducem să o botezăm? Pentru că nu poate să facă legământ cu Dumnezeu. Moare persoana aceasta mântuită sau moare nemântuită? Well, răspunsul este: nu trebuie să facă botez. Dacă moare, moare mântuită. De ce? Pentru că nu este o persoană responsabilă de sine. Avem argument biblic? Sigur că avem argument biblic. Argumentul biblic este Romani capitolul 5. În Romani capitolul 5, Apostolul Pavel spune că atunci când primul Adam a păcătuit, și am să vă și citesc, pentru că este important, fiind la subiect așa de
de profund și de adânc. Zice așa, versetul 17. Dacă deci, și puneți și textul, așa, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur. Asta înseamnă că moartea a domnit peste toată rasa umană. Cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Și acum versetul 18. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Haideți să vă explic ce scrie în Scriptură. Apostolul Pavel spune următorul lucru. Dacă prin greșeala unui om toată lumea este vinovată, prin neprihănirea celuilalt om, care este cine în cazul de față? Iisus Hristos. Toată omenirea este nevinovată. Adică, când Adam a greșit, a păcătuit, a transferat păcatul lui, fiind capul federal al omenirii, peste toată omenirea. Ascultați cu atenție, pentru că este profund gândul și vă răspunde la multe întrebări pe care dumneavoastră le aveți. A transmis greșeala și vinovăția peste toată omenirea, pentru că este dătător de greșeală, de moarte. A venit Iisus Hristos, prin trăirea pe care El a avut-o fără de păcat, tot ce a făcut Adam, el a răsturnat. Și dacă Adam a dat păcat la toată omenirea, Iisus Hristos a dat ce? Iertare, viață, neprihănire la toată omenirea. Și atunci a tradus pentru limbajul nostru de astăzi de aceasta. Când un copil se naște pe pământ, copilul se naște cu păcatul adamic în el. Dar copilul acela, de la Iisus Hristos încoace, este un copil mântuit, chiar dacă are păcatul adamic în el, pentru că neprihănirea Domnului Iisus Hristos se răsfrânge asupra lui. Adam i-a dat păcatul, Iisus Hristos îi dă neprihănirea. Deci copilul, de la Iisus Hristos încoace, nu mai este vinovat și responsabil de păcatul adamic. Toți, căi de vrăjitor, că e de apostol. Ați auzit bine. Dacă vă duceți cumva cu gândul acest text pe care am să vi-l citesc din Roman, știu că mulți îl citează când aud așa ceva pentru că nu înțeleg sensul. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Suntem în 1 Corinteni 7 cu 14. Almintrerea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Deci, cum sunt necurați copiii? Nu. Răspunsul la această poziție pe care Apostolul Pavel este dat de terminologia greacă pe care Pavel o folosește. Când spune copiii voștri sunt necurați, vrea să spună influența unui părinte credincios nu este răsfrântă asupra soției necredincioase și a copilului care a născut în familia aceasta, pentru că nu există un părinte credincios în familie. De aceea copiii sunt necurați în sensul unei influențe creștine, nu în sensul mântuitor al cuvântului. Pentru că Apostolul Pavel s-ar contrazice când spune Adam i-a făcut pe toți vinovați și Iisus îi face pe toți sfinți. Ori îi face sfinți și sunt sfinți, ori nu îi face sfinți și nu sunt sfinți. Dar Iisus Hristos a șters tot păcatul adamic și toți oamenii care se nasc sub soare se nasc mântuiți.
Și cum am spus, copilul este mântuit în orice familie s-a născut, că-i budist, că-i primitiv, că-i cum vreți dumneavoastră să-l numiți, în orice familie. Și stă în această stare de mântuire până la vârsta descinderii, până la vârsta descernământului matur între bine și rău. Mulțumesc! Deci când copilul este responsabil, spune eu, de fac lucrul ăsta, mă duc în iad, de fac lucrul acesta, rămân al lui Hristos. Când copilul ajunge să răspundă matur de această realitate, din momentul acela se ia de peste el neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Dacă acest copil nu rămâne și zice, eu fac legământ cu Iisus Hristos. Eu fac legământ cu Iisus Hristos. Nu face legământ cu Iisus Hristos, se ia de peste el neprihănirea și dacă moare, moare nemântuit. Și acum să venim să aplicăm la întrebarea care s-a spus aici. Păcatul adamic încă este în oasele noastre, în carnea noastră. Un copil nu face deosebire, distinție între bine și rău. Că nu o face, nu-i dai mașina să o conducă și nu se duce la bancă să împrumute o sumă de bani de la bancă, că nu-i dă nimeni, pentru că nu-i responsabil. Ok? Na. Dar tot în acești copii, ca rezultat al păcatului adamic, este cancer, sunt handicapuri, sunt boli mentale, sunt responsabili copiii pentru lucrurile acestea că s-au născut în condiții acestea? Nu sunt. Dacă copilul a ajuns la 30 de ani și tot handicapat mental este, el nu merge sub incidența aceasta că a ajuns la vârsta deosebirii dintre bine și rău. Pentru că el era rămas tot în vârsta aceea în care nu știe să deosebească nimic, de aceea nu trebuie să se boteze, nu moare nemântuit, indiferent că moare la 90 de ani, din pricina lui Iisus Hristos. Na, acum, știind acest fapt că cineva este iresponsabil mental la un moment dat, sunt psihologi creștini și psihologi laici care spun așa, un om în toată mintea, un om în toate facultățile, se vede și s-a văzut în istorie, mai este greu să pui degetul și să demonstrezi cum, deci mă ascultați bine, că poate ajunge la un moment dat într-o stare de șoc atât de puternică, încât pentru moment își pierde mintea, își pierde facultatea mentală. Și când își pierde mintea și facultatea mentală pentru alea câteva secunde, un minut, o oră, intră în senilitate. Se spânzură, se împușcă, se otrăvește, se sinucide. Întrebarea este, a murit mântuit sau a murit nemântuit? Dacă așa ar sta cazurile, că a atins punctul acela de imposibilitate de judecată mentală, atunci a murit mântuit. Dar cu oricine ai vorbi, unde s-au întâmplat cazuri de felul acesta, nu-l poți mângâia și asigura că fiul tău, soțul tău, fiica ta a ajuns acolo. Nu vorbim ce nu știm, pentru că nu știi cum s-a sinucis persoana aceea. Deci aceasta este o problemă cu semn de întrebare, da sau nu. Cazul lui Samson, cel de-al doilea, cel de-a doua situație în sinucidere, cazul lui Samson. Samson a zis să mor împreună cu filistenii. A împins, s-a prăbușit casa și a murit. S-a sinucis. Întrebarea este aceasta. Cum de Samson se sinucide și el este unul din eroii credinței în Evrei 11? Căci nu mi-a mai ajunge vremea să vă vorbesc despre Samson, despre Iefta, spune acolo în parte. La Samson lucrurile stau în felul următor. Samson s-a pocăit. După ce a început să-i crească părul,
Judecător 16, el s-a rugat Domnului, a făcut rugăciunea aceea celebră. Am să vă citesc ca să vedeți rugăciunea. Și 29, până la 30, partea 1. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Și acum versetul 30, partea 1. Și Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. În acest pasaj biblic este limpede că Samson s-a pocăit. Și s-a pocăit absolut, de-a binelea. De unde putem să spunem lucrul acesta? Un fapt este cert, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, nu? Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Cum se face că pe Samson îl ascultă acum și un templu numai pe acoperișul căruia sunt 3.000 de oameni, câte mii o fi fost în interior dacă pe acoperișul erau 3.000 de oameni, câte mii erau în interior. Deci este o construcție solidă din pietre masive, cum se făcea pe vremea aceea, care cântărea zeci de tone, sute, poate zeci de mii de tone. Poți tu să fii Arnold Schwarzenegger și să tot împingi de zid, că tot acolo rămâne zidul. Trebuia să se coboare Duhul Sfânt peste el. Dacă s-a coborât Duhul Sfânt peste el, însemnează că l-a ascultat. De ce? Pentru că Samson, așa cum ați auzit în alte împrejurare, a făcut 4 pași de pocăință. Primul pas a recunoscut că e orb. A zis: vreau să mă răzbun pentru cei doi ochi. Nu este numai o rugăciune de răzbunare, ci este o rugăciune de admitere a orbirii. Deci el admite că este orb. 2. Samson a făcut al doilea pas în pocăința lui. A cerut să fie iertat depinzând de Dumnezeu. A zis: Dumnezeule, dă-mi putere. Pentru că a văzut că în puterea lui a căzut la o femeie, și de aceea a depins de Domnul, dă-mi putere. 3. Samson a recunoscut momentul în care trebuie să se pocăiască. Momentul era, cum a zis, te rog numai de data aceasta. Nu cred că mai este vreo sărbătoare de-a filistenilor, acum e momentul pocăinței mele, acum te rog, primește-mă. Deci a recunoscut, numai de data aceasta te rog și sunt bine. Și 4. Samson, aici este secretul, aici este cheia. Samson a acceptat să plătească prețul iertării. A zis: să mor împreună cu filistenii. Pentru că ce s-a întâmplat? Numele lui Dumnezeu a fost blamat din cauza lui Samson, că s-au zis: Dagon este mai mare decât Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu a fost blamat în fața mulțimii și a preoților și Dumnezeu trebuia să recâștige prestigiul de Dumnezeu adevărat în fața celor în care a fost blamat. Și Samson a zis: eu pot face lucrul acesta. Accept să plătesc un preț. Mor. Și tu ești onorat. De aceea, gestul lui nu este socotit un gest de sinucidere, ci este socotit un gest de revendicare a puterii lui Dumnezeu prin moartea lui, după cum în Noul Testament, cine, de exemplu, dintre noi, din bisericile noastre, dacă cineva a căzut din pocăință, din credință, se poate întoarce la Domnul. Dar care este condiția finală ca să se întoarcă la Domnul, pe lângă pocăință, pe lângă folosirea momentului când Dumnezeu îi vorbește? Condiția este să moară. Domnul a plătit prețul pe Golgota, a murit el, dar celălalt lucru pe care trebuie să-l facem este să mor și eu față de mine. Să nu-mi fie rușine să mă duc în față și să spun: eu am păcătuit, eu sunt vinovat, eu am făcut fapta aceasta. Asta este moartea eu-ului. Moarte față de sine. Trebuie să plătești un preț. Este prețul morții mândriei.
ți-a murit mândria, pentru că te duci în față. Dar vreau să știe toți, toți trebuie să știe că ți-a murit mândria. Și atunci ești iertat. Deci, prin urmare, aceste două aspecte sunt luate în teologie. O stare de mentală în care s-a ajuns de nu se mai poate judeca. Cine poate pune degetul pe o stare de felul acesta ca să încurajezi pe cineva? Poți să-i spui despre ea, dar să nu fii dogmatic. Iar cazul lui Samson nu este un caz care să poată să fie folosit ca argument pentru comitere de sinucidere din teologia pe care v-am prezentat-o în acest aspect.